Salutare, noi Giovanilor, bine v-am găsit la un nou episod de Raft, episod în care o să mergem pe insula din față. Sincer, nu voiam să filmez acum, tocmai ce am terminat episodul anterior de Raft, eu o să pun la zile mare distanță probabil episoadele, dar văzând insula asta din față, am zis, hei, o nouă oportunitate de episod. Hai să vedem ce se află pe insuliță, mai bine zis insuloaie, și nu uitați de un like, un share, un subscribe, toate cele acolo, să susține seria, un comentariu, o să mor de foame, nu-i bine ce se întâmplă. Hai să mâncăm ceva, nu știu, nu mai prea am ce. Ok, ce greu mă mișc, aolo patroane, nu găsesc niște mâncare pe aici. Oh, am găsit doi cartofi, îi băgăm repede. Și sunt pe StreamCraft, nocivanilor, în fiecare seară la ora 7 sunt aici live. Aveți primele două linkuri din descriere, vă aștept și pe voi. Sunt aici cu nocivanii șefii, toți nocivanii sunt aici. Și vreau să mănânc ceva repede, repejor. Aștept să se facă. Punem și apa la purificat, să nu murim. Deși de apă nu-i neapărat problemă, că o să mâncăm niște pepeni care sunt aici. Bam, bam, bam. Mâncăm un pepene și pe ăsta la altul îl punem la loc. Perfect, nice. Și sunt foarte curios ce o să găsim pe insuliță, sau pe insuloaie, mai bine zis. Ne cam îndepărtăm de ea, dacă nu vâslim, așa că let's go! Sincer, nu cred că o să putem urca de pe partea asta. Ia să vedem cum am eu pus asta. Așa ceva, deci ar trebui să trecem pe lângă și după aia o să putem urca de acolo. Bun, cred că știu planul. Uite insuloaia, bă! Ei, insuloaia! Ce șmecheră îi! Hai după ea, nocivanilor! Oh, insuloaia! Cred că e cea mai mare insulă, sau poate nu cea mai mare. Hai că a fost alta mai mare, să nu exagerăm, dar e una dintre cele mai mari insule pe care le-am găsit. Și sunt curios ce putem găsi pe ea. Tot timpul poți să găsești lucruri foarte mega interesante, cum ar fi cufere cu tot felul de materiale, iar din alea să te dezvolți. Așa că insulele în jocul ăsta sunt foarte importante și sper să găsim ceva bun aici. Să nu mi se rupă vâsla, mai are ceva viață. Sunt destul de entuziasmat pentru că eu nu voiam să filmez, v-am zis, pur și simplu s-a nimerit. Și am zis de ce să nu profităm. Să și filmăm, să vedeți și voi. Bam, bam, bam. Hai da, bossule, mai merge, mai merge. Merge treaba, merge treaba. Hai da, hai da. Bam, 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 bam. Alo, bossule, vreau să urc și eu dacă se poate. Hai, bossule. Bam, bam, bam. Și acum, se poate urca pe aici? Nu se poate urca. Din păcate, nu știu ce neva s-a întâmplat cu barca mea. Deci, cumva, trebuie să merg așa. Aolo, merg exact împotriva curentului. Mama e, vreau să urc pe insulă. Cred că o să fie greu. Hai să-i dăm, 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 dăm. Dar nu mă pot deplasa, că mă blochez în ea. A, păi nu e așa mare, mă, pe cât credeam eu. La distanță prea mai mare, jur. Bun, hai să aruncăm aici, să ne oprim aici. Și cred că pot să urc pe aici, oricum. Hai să vedem. S-ar putea să pot urca. Și lăsăm toate nebuniile, mâncăm, bam, 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 băgăm două bucățele de rechinaș. Rechinașul l-am băgat direct, bam, bam, bam. Punem carnea aici, avem 14 bucăți de carne de rechin, n-o dai cu nocivul. Și hai să lăsăm lucrurile toate la locul lor. Aici nu mai este loc, bineînțeles că nici aici nu mai este loc, deci lăsăm toate aici și după aia mi le organizez eu. Bun, deja cât de cât avem spațiu și putem să mergem. Avem ăsta. Bam, let's go. E furtună pe aici. Only moly, dar stai că nici nu pot ajunge. Oh my god. Nici măcar nu pot ajunge așa. Poate dacă fac o scară aici, dar nici așa. Bun, mai îmi trebuie o vâslă. Normal că nu poate fi atât de simplu pe cât credeam eu. Flippers-ul astea cum le pot face? Îmi trebuie vine guard alea, ok. De aici facem asta. Ne trebuie lemn, plastic și rope. Bine că le-am pus pe toate la loc. Și fericit sunt. Deci bam, bam și bam. Ok, le punem la loc. Și acum punem vâsla aici.
Hai să încercăm să mergem mai încolo. Băi, dar toare se aude, bossule. Ceva de genul ăsta. Poate, poate merge. Se pare că s-a blocat. Aolo, sper să nu-mi spargă cumva rotul. Dar fii atent că poate port urcan și eu direct așa. Aolo, cât de jos se duce. Hai, du-mă, mai sus, mai sus, mai sus. Hai, bossule, că înainte mai dus mai sus. Hai, valu. Și... ba, îl naibii, mă, acum nu mă mai duce. Ok, trebuie să ne descurcăm cumva. Vai cum se aud valurile astea. Vai. Ok. Mergem așa pe aici. Hai, boss, acum nu mă mai urci. Nu poți să sari. Hai să o gândim. Avem ăsta. N-avem lemn, din păcate. Trebuie gândită schema. Să nu mi se inunde barca, naiba. Deci, dacă mă dau mai încoace, ar trebui să meargă. Bun. Wow! Cum ar fi să-mi intre barca de tot sub apă? Mai bine zis, nava, ce barcă. Acum trebuie să vâslim în direcția asta. Nu se mai audă nici muzica, nimic. M-a distrus. Bun, și acum ar trebui să fie totul bine. Te rog. Între noi, e furtună iar. O devastăm tot ca un uragan. Hai mai încoace. Am intrat și eu în stâncă. Aolo, și acum nu mai putem ieși. Aolo, goce. Aolo, moce. Atacă și rechinul imediat. Bun. Am dat în direcția greșită. Bravo, boss. Frate, mi se inundă barca. Muzica nu mai cântă. Ba, mai cântă, dar e atât de încet încât nu se mai aude. Opa, stai că acum putem urca. Ăla-i bossule, după 3 milioane de ani. Avem și toporul ăsta bun acum, care rezistă mult și bine. Și hai să începem cu lemnul. E foarte bun și ăsta. Luăm ananasul. Perfect. Bă, oare nu găsim aici nimic? Numai copaci ăștia? Ai, boss. Oricum sunt super buni și ăștia, că luăm o grămadă de lemn. Păi ce frumoasă e barca mea, boss. Nu știu ce să-i zic, barcă sau navă. Bam. Mai avem chestii de luat. Ouu, pepeni. Deci ne-am venit categoric degeaba. Am găsit pepene, ceea ce e foarte bine. Și niște mango pe care îl mâncăm acum proaspăt. Bam. Îl mâncăm pe tot. De ce nu? Și atât. Pentru chestia asta m-am chinuit eu. Oricum, eu zic că o meritat. Având în vedere faptul că nu am consumat materiale deloc, eu zic că e bine. Da, păi asta a fost, nocivanilor. Asta a fost insula. Mai adunăm toate materialele de pe aici, că și așa sunt multe strânse. Bam. Mai avem ceva de făcut acum, dacă tot. Dacă și aici cred că s-o strâns ceva. Nu mai am loc. Holy moly, guacamole. Aruncăm astea. Nu vreau ăstea, am zis. Oh my god. Ce naiba aruncăm acum? Rețeta, asta, floarea. Ok, plastic. În fine, dă-le naiba pe restul. Și ceea ce vreau eu să... Mamă, dar inundație, bă! Holy, cum îmi intră apa înăuntru. Vreau să văd dacă mai pot să termin pe aici, ce mai am de făcut. Aici aș putea pune sincer așa ceva. Să închid. Și lăsăm gemulețul. Deci așa avem destule uși. Putem ieși pe aici. Și ajungem unde vrem. Bun. Perfect. Ok, acum avem tot închis. Dacă nu mă înșel. Bun. Pe partea asta e închis. De acolo e închis. Și acum, bineînțeles, va trebui să mai punem pe aici. Dar... nu știu ce să zic. Am putea închide și aici, uite așa. Hai să vedem. Dacă toți suntem. Avem și o grămadă de lemn. Uite așa. 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 Partea asta să fie închisă cumva. Opa, ăsta l-am pus greșit. Bravo, bossule! Cum n-ai bani reușit să-l pun așa? A, dar nu merge altfel. A, da, merge. Bun, aici la scări să fie închis frumos. Bă, dar nu mă mai... Băi, pasăre stupidă, nu te mai suport! I-am dat lovitură. Ăla-i.
M-a răzbunat pe pasărea asta netrebnică. Ok, am mai luat și ăstea. Și acum treaba asta în felul următor. Mai putem închide noi cumva pe aici? Noi, eu zic să lăsăm așa. Singura deschizătură e aici. Și în rest totul închis. Bun. Parcă arată mai bine. Ar trebui să ne mai și dezvoltăm pe aici. Uite, cu așa ceva. Bam, bam, bam. Uite, putem pune așa. Fii atent. Nu mai avem lemn? A, dar nu. De fapt avem lemn, dar nu putem să punem aici. Ok. Și atunci punem așa. Vreau să iau asta. Să punem sus. Apoi după aia vedem noi dacă rămâne acolo sau nu. Dar momentan aici mă încurcă. Eu punem, uite, aici așa. Eu zic că e bine pusă. Perfect. Nice. Okidoki. Închidem și asta. Rotim așa. Și ăsta a fost episodul Nocivanilor. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc pentru faptul că mă susțineți aici cu seria asta mirobolantă. Și acum, dacă vreți să dați un like, un share, un subscribe, toate cele, dacă v-a plăcut episodul. Și o să citesc numele nocivanilor care sunt în acest moment cu mine pe StreamCraft. Dacă vreți și voi să veniți, aveți primele două linkuri din descriere. Primul pentru calculator, al doilea pentru telefon. Haideți aici în număr cât mai mare, să ne simtem bine. Uite, rechinul, mă atacă rechinul. Alo? Rechinule, rechinașule. Nașu, nașu, rechinașu. Nu mă atacă, ok, bun. Deci nocivanii care sunt în acest moment pe live și mă susțin sunt Nociv 176, Paul Sturza, Andreea Crac, Fartaca, Alex Nocivan, Andrei Alex, Ioana, Răzvan, Fartaca, Darius Omie, Alexandra Rat, Alex Alex, Emi Game, Darius Omie, Elisha 503, Emi Game, Denisa Ale, Ioana, Messi Goul, Amalia, Emi Game, Alexandra 232, Amalia, Sorin ne donează aici un MVP, mersi boss. Zclau, Tina, Ciulacu, The Pro, Ivascu, Zavate, Daria, Alin V, Ale Suciu, Alex Infinit, The Pro, Amalia, Nicoleta, Tina Zadic, Ciulacu, Alex Infinit, Tina, Daria, Ceochi, Liana, Simona și mulți alții, vă aștept și pe voi. Rechinul ăsta vreau să-i dau una așa. Ia rechinule, dă-o cu mine, bossule. Bam! Rechinul nebunul. Așa, pe final i-am dat o suliță în cap la rechin. Vă mulțumesc pentru susținere, toate cele bune. Și ne vedem aici pe live-uri pe StreamCraft și în episoade pe YouTube. Numai bine, vă salut cu respect. Pa!